Cineva prin comentarii spunea că aceste printuri pe aluminiu se decolorează și dacă le ștergi cu șervețele de ochelari. Și dacă tot am venit la spălătoria cu fise, am zis să aduc și printul ăsta cu mine să-i fac niște teste. Prima dată schimbăm bănuții ăștia pentru fise. Am pus preșul pe jos și printul pe el. Luăm pistolul de spumă activă și începem să dăm și pe mașină, dar și pe print. O lăsăm câteva minute să acționeze spumă pe print. Iau pistolul de presiune mare și folosesc funcția de prespălare cu micropulbere. După ce am dat cu micropulbere, îl lăsăm jos și clătim cu apă la presiune mare. După ce am terminat de spălat, îl luăm și îl punem în portbagaj. Asta din cauza că trebuie să mutăm mașina. Mașina e curată, dar hai să vedem și printul. Deschidem portbagajul și să vedem ce avem aici. Îl ștergem foarte bine. Iar acum spuneți voi dacă printul ăsta s-a decolorat sau nu. Cel mai impresionant lucru la aceste plăci de aluminiu este faptul că producătorul îmi dă garanție 65 de ani și de-abia de atunci culorile vor începe să-și schimbe ușor nuanța.